Salutare prieteni, bine v-am regăsit la un nou clip. Băi, după cum vedeți și decorul, cum vedeți și în titlu, astăzi reacționăm la Lino Golden, la disul pe care i-l-a dat lui Abi. Lino de Aur, de fapt, pardon, mă scuzați pe mine. Lino de Aur, Abis. Dar până atunci nu uitați să mergeți la Eu sunt Dorobanțu pe Instagram, să-mi dați acolo un follow, pentru că postez chestii zilnice și ținem legătura acolo cu chestii legate de vlog. Așa că nu uitați să dați acolo un follow și bineînțeles un like acestui clip, dacă mai vreți reacții din partea mea. Și ce să mai stăm la vrăjeală, la pălăvrăjeală, haide să trecem la treabă. Bun băieți, avem aici disul, să-i dăm play. Muie Dorian. Aici s-a folosit de chestia aia atunci când Abi înjura pe Dorian. Bă, inteligentă treabă. Dar cu toate astea nu știu ce treabă are Dorian aici. În fine, hai să vedem. L-ai dat în gât pe pușcări, ești un bun noi, n-a trebuit să vorbești de noi, ești un ghețo. Aici o da așa că e băia rău Lino, că mamă, gen băia de cartier. Și îl face oarecum sifon, el l-ai dat în gât, e sifon, dar na, nu-i nimic nou sub soare, pentru că oricum și Velea l-a făcut sifon și nu doar sifon, l-a făcut sifon la fon. Să vedem ce mai poate zice Lino. Asta nu mi se pare chiar o dumă că ai poze cu noi, ai fost la Golden Boy, pentru că până la urmă, ca artist sau om care vrea să facă muzică, mergi prin diferite studiouri, da? În fine, treaba lui. Super, super original aici, 6ix9ine, mamă, de super original. Pa. Guba. Băi, băiatule, vreau să zic că cam slab, adică uite cum ar fi între rapperi. Unii își mai dau dume de astea la battle, gen, bă, umbli cu dicționarul, dar la tine e mai trist că ai umblat cu Google Translate-ul. Deci, exact în piesa Guba, ai luat așa frază cu frază, ai dat-o pe Google Translate și ai făcut chestia asta. Nu cred că a pierdut instant, că văd că încă se ține, încă aveți de furcă cu Abi. Băi, asta chiar na, nu e deloc cel mai slab dis. Adică gândiți-vă, și acum vă spun, și chiar sunt imparțial, încă sunt imparțial, pentru că spun că nu e cel mai slab dis, fiindcă uitați ce se întâmplă, a explodat YouTube-ul. Deci reacții peste reacții, din câte văd, din toate părțile, și asta datorită lui Abi. Să fim realiști măcar. Asta trebuie să aud. Păi, deci duma asta chiar e bună. Deci prima dumă bună. Nu cred, Lino, nu cred. Dacă luăm statisticile atât de pe Instagram, la like-urile lui Abi, decât la o poză, cred că n-ai tu la vreo 10, unul la mână, doi la mână, nu știu ce reclamă ai putea să-i faci tu la Abi, în fin. Tu trebuia să fii la cerșit în Paris, a dorut asta, da. Acum depinde în ce mod o dai. Dacă o dai pe modul de rasist, gen că e țigan, e cam trist că și Velea e țigan. Deci asta e tristă dacă ai dat-o pe modul ăla. Dacă știi tu altceva, nu mă bag, man. Asta cu pozezi cu banii, dar rămâi o sărăcie, pot să zic că e bună, că te-ai referit că gen el e după bani, dar cum el ca și caracter și astea, da, e bună, e băiețească, e frumoasă. Dar asta cu pozezi în animalul meu, ești animalul meu de companie sau cum ai spus tu acolo, bă, nu știu ce să zic, dar tu practic ai dat-o așa după ce ai văzut clipul unde cățelul are chestia aia la gât în care zice Velea Golden Boy. Deci te-ai legat de chestia aia, se vede că ai făcut piesa la grabă, dar hai să trecem mai departe. Hai să
este șeful tău. Te scuipă lumea când te vede prin Buzău. Te iau la mișto, că vreau, că pot. Tu te crezi gropar, dar te îngrop. Aici din nou te-ai legat de versul lui Abi, în care zice ceva că tot eu te-am dezgropat, tot eu te îngrop. Nu e original. Se înjur de morți când tu ești mort de zi. Asta, mamă, deși e blană-i dumneavoastră asta. Cum să înjur de mort când tu ești mort? Bună, blană, mi-a plăcut. Ziua ta îți dau colivă, nu tort. Brigada ta sunt băieții pe care îi înjurai. Te-am găsit cu gami în brațe când te-am vizitat. Plângeai când te-am vizitat. Da, asta aici are dreptate, Lino. Cel puțin din punctul meu de vedere. Pentru că știu că Abi de când e cu distrecurile și nebunia asta, cu scandalurile pe internet, a avut ceva întotdeauna cu 5Gang. Gami fiind din 5Gang, da, dreptate. Asta jurai că nu ne mai dai ocazii. Tu vrei să faci bănuți și să te muți de pe la cazii. Doriane, Doriane. What the fuck, ce treabă are Dorian? Pe bune, l-ai băgat pe Dorian în chestia asta? De pe la cazii, Doriane, Doriane. E supi babzi pe tine că azi s-a picat pace să te dai și la copile mine. Aaa, gata, m-am prins, a prins băiatul. Deci tu ai băgat asta cu Doriane, Doriane. Gen să-i aduci lui Dorian aminte când avea beef cu Abi și gen că acum îi fac pies. Aiurea, oricum nu e un argument bun, pentru că până la urmă trebuia să fie răspunsul tău pentru Abi, adică era dis tu cu Abi. Dacă îl implici pe Dorian, aia a fost, aia ai gândit tu. Milioane, milioane, nu le-ai nici măcar pe foaie. Ești plăcit, dar nu te lași, unchiule, ia pe tigaie. What the fuck, dar aici n-a gândit-o deloc Lino bine, mamă. Deci, bă, Lino, dacă vezi clipul ăsta, n-ai gândit-o, frățioare, așa bine. Că imediat după aia cu Doriane, Doriane, ai băgat versul cu ești prăjit și nu prea să înțelegi, cel puțin. Eu înțeleg că ori l-ai făcut, deci, pe cine faci tu prăjit? Îl faci prăjit pe Dorian sau pe Abi? Aici, milioane, milioane, nu le-ai nici măcar pe foaie. Ești prăjit, dar nu te lași, unchiule, ia pe tigaie. Asta cu tigaia e bună, că da, Abi v-a dat-o cu tigaia și... e bună, bună. Abi, sau prost, prost. Din nou, prost, prost, mamă, deci ce prost sună în română, chiar că prost. Sună de prost în română. Mamă, deci ai luat cu Google-ul, ai dat cu Google-ul, frate. De sună atât de prost. Uai, lo. Adică zici că sunt la grădiniță când se certau colegii între ei. Ești prost. Pa, nu, tu ești prost. Dar tu ești prost și ești și mai prost. Mamă, de la 6ix9ine și aia cu... Ești... mamă, deci... Aștepte cu tine pe șos. Ești doar o prostituată. Pura aia nu-ți mai da ce mă suge de energie. Am impresia că-ți place. Ăsta e sifonafon. Mai e tare tot. S-a legat de duma lui Velea. E sifonafon. Dă că ești ultimul prost și cu nebii la pământ. Abi e buzi, se dă cu ruș. Dacă Velea e câine, tu ești cățeluș. Travesti... Cum vine asta? Dacă Velea e câine, tu ești cățeluș. E un Velea mai mic? Nu, n-am înțeles. Tu le vestit cu clitul de pluș. Eu sunt bombă nucleară, tu nici măcar cartuș. Bună asta. Eu sunt bombă nucleară, tu nici măcar cartuș. Da. Să-ți faia belea, nea belea, că nu te-ai iertat. Ți-a dat rușine aia mare, umblai cu punga pe cap. Dacă am fi în USA, tu erai o altă crimă când apare. Da, bună asta, bună. Cu ai mei, fugi de parcă n-ai splină. L-ai de atâncât pe pușcă, ești un bun noi. N-ai trebuit să vorbește, noi, ești un ghet. Să înțeleg că ăsta și cu ești prost, ești prost, ești prost ca la grădință, e refrenul. Mai bine nu mai pune. Ți-a spus-o unchiul, ți-o spun și eu, o știi și tu. Te-ai luat de familia noastră, ai băgat la mijloc copii nevinovați și ai jurat de morți. Adevărat aici. Deci asta chiar, bă, o greșeală așa mare a făcut Abi. Dacă nu s-a legat de familie și nu zicea de copii și nu o lua cu morți, era blană disul. Adică are niște părți care sună chiar, ai ce să zici.
tolătura internetului, un virus pentru copiii care te ascultă, astea băgate în carantină, marci la coteț, te scot când vreau eu afară. Nu-ți e rușine să vorbești prost de Antonia, nici nu o cunoști, ești un închipuit care inventează povești și minte lumea. Rămâi... Acum nici noi nu știm, n-avem de unde să știm dacă Abi minte sau dacă zice adevărul, dar cu toate astea e urât, deci chiar e urât. Tu jec și tu și echipa care te susține, de la oamenii care scriu versurile până la cei care îți dau rec. Îți înțeleg frustrarea, e normal să fii invidios pe toate lucrurile bune care li se întâmplă aici la Golden Boy. Abi! Ce amuzant s-a terminat cu vocea lui Velea când zice măi Abi. Deci s-a terminat amuzant. Băi băieți, cam asta a fost și reacția. Pa, mă, dacă te-am de precizat acum pe final. Băi, Lino, în primul rând, mamă, deci între rapper, cel puțin ce știu eu. Băi, bro, între rapper, e rușine să scrii cu dicționarul lângă tine. Știi cât de rușinos ar fi să o dai așa cum ai făcut tu cu Google-ul? Nasolul de tot, adică... Și în primul rând, chestia deranjantă e că, pa, mă, de la tine chiar aveam așteptări, adică Abi chiar și spune în disul ăsta care l-a făcut, spune că el face muzică în joacă, adică el nici nu face muzică, gen face caterinca. Și trist mai e ce m-a deranjat pe mine la chestia asta, că l-a implicat pe Dorian, adică faptul că face piesa acum cu Abi și voi sunteți în bif cu el, bă, n-are sens să-l implici și pe omul ăla. După ai dat totul pe story, că am văzut story, că vezi, Doamne, ai amintit și că n-ai vrut să o dai așa. Aiure, aiure rău din partea ta. Disul, din punctul meu de vedere, este unul slab. Bă, slab rău de tot, eu înțeleg că l-ai făcut într-un timp scurt. Dar mai bine mă căutai, îmi scrieai și scrieam eu un dis pentru Abi și era mai bine. Deci părerea mea, asta e părerea mea proprie, știu cum scriu și puteai să mă contactezi. Aiurea rău că te-ai folosit de Guba, de 6ix9ine, probabil ai vrut să faci o aluzie că Abi e fan. Dacă asta înseamnă că e o idee inteligentă, dacă nu înseamnă că ești doar un Xerox și aiurea, pentru că ți-am spus, de la tine aveam așteptări, fiindcă tu pretinzi că faci muzică. Și ce să zic, din punctul meu de vedere, bă, 90% din tot scandalul ăsta e câștigat de Abi, mai puțin faptul că a înjurat, mai puțin că a băgat el niște cuvinte acolo care chiar nu trebuia să le zică, aiurea din partea lui, dar de ce spun că ar fi câștigat Abi? Pentru că, bă, Abi, pe România, chiar e rege, dar să vă spun eu ce fel de rege e, dacă nu v-ați prins. Abi este rege pe România la trolling, frate, la trolling. Că tot l-ai băgat pe Dorian și ai băgat-o acolo, eu am înțeles ce referință ai vrut să faci, că a avut beef și că Dorian acum colaborează cu el. Bro, Dorian și-a dat seama din prima, din punctul meu de vedere, omul și-a dat seama că e un troll mic, că ăla e un troll care trolează Abi. Iar Vele i-a dat apă la moară și s-a ajuns unde s-a ajuns. Scurt pe doi. Din punctul meu de vedere, nu știu, disul ăsta a fost slab, dar cu toate astea, poate face Velea unul mai bun, să mă revăd aici pe reacție cu voi. Nici nu-mi vine să cred că am o părere așa proastă de Lino acum, după ce am ascultat chestia asta. Adică atât de neinspirat să fii să copiezi de acolo, acolo și... Aiurea, aiurea rău. Și partea aia, tu trebuia să fii în Paris la cerșit și ai dat-o așa pe rasism. Bă, e aiurea rău de tot, pentru că, da, Abi țigan, dar și Vele țigan și e super, super aiurea. Asta a fost și părerea mea, nu credeam că o să ajung să am o părere proastă de Lino după ce am văzut chestia asta. Dar asta a fost și reacția și părerea, până la urmă mi-am dat și cu părerea, n-a fost doar o reacție simplă, cum a fost la Abi. Cel puțin la Abi nu am putut să mă iau decât de faptul că a înjurat și că a băgat morți în colivie și ce a făcut el acolo. Urât. Bă, dacă v-a plăcut această reacție, bineînțeles, nu uitați să dați acolo un like, să comentați, să spuneți și voi părerea, dacă am dreptate sau dacă nu. Aștept și înjurături, nu panic. Așa că dați share să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Gabriel Drobanțu, noi ne vedem data viitoare. Pa!